Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Conferință de presă la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare la serviciul de ambulanță Onești al Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca. Două mame din Comănești beneficiază de cutia bebelușului. Mănăstirea Cașin s-a înființat o subfilială Cultul Eroilor Regina Maria. Miercuri 16 februarie, de la ora 12, la Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, a avut o conferință de presă prilejuită de finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare la serviciul de ambulanță Onești al Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca. Au fost prezenți Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil, vicepreședintele Consiliului Județean, Lucian Bogdanel, prefectul județului Bacău și primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Mai multe în minute următoare. Dați-mi voie să fac eu oficiile de gază, ca fiind om al locului. Bine ați venit la conferința noastră de presă ocazionată de terminarea lucrărilor de construcție la sediul ambulanță. Un proiect foarte important pentru comunitatea noastră, dar și pentru toată Valea Trotușului. Știți foarte bine că această unitate de ambulanță deservește aproape jumătate din Valea Trotușului. Vreau să urez bun venit domnului președinte al Consiliului Județean Valentin Ivancea, domnului prefect Lucian Bogdanel, doamne director Laura Crețu și, evident, partenerul nostru în această asociere, primarul Oneștiului Laurențiu Neghină. Deci, iată că astăzi la Onești faptele fac diferența. S-a finalizat sediul ambulanței și o idee plecată din 2018, dacă nu mă înșel, în 2019 s-a încheiat contractul de parteneriat, asocierea între Consiliul Județean și Primăria Onești, în care Consiliul Județean a finanțat 95% din valoarea acestei lucrări. Beneficiarul nemijlocit este, bineînțeles, Saș Bacău, dar în primul rând este cetățeanul din această zonă. E un exemplu, finanțarea totală așa pentru plate tehnice de 1.671.000, inclusiv TVA. Felicit constructorul pentru finalizarea lucrării și în același timp cred că noi arătăm un model de bune practici în ceea ce înseamnă asociere cu UAT-urile din județ și arată că atât eu ca și președintele Consiliului Județean și Consiliul Județean sprijină tot ceea ce înseamnă județ fără a fi partinic în realizarea acestor obiective. Ca atare, noi mai avem cu Primăria Onești o asociere tot în zona de infrastructură medicală. Suntem, mă refer la eficientizare, beneficiarul principal fiind Spitalul Onești. Și cred că este un model de urmat de toate localitățile din județ, în așa fel încât să vedem finalizate obiectivele din cadrul județului și să asigurăm dezvoltarea și asigurarea unui act medical de calitate. Nu pot spun decât că mă bucură faptul că avem interese comune și acelea de a dezvolta nu doar spitalul, stația de ambulanță pentru care suntem astăzi aici, ci avem și multe alte proiecte pe care le vom realiza împreună la Onești, în beneficiul oneștenilor. Faptul că suntem împreună nu duce decât la o bună dezvoltare a Oneștiului și se vor întâmpla lucruri bune cu siguranță la Onești. Profit de această ocazie, dar înainte de a vorbi de proiectele de viitor, vreau să vă spun că pentru mine, așa cum bine știți, spitalul este un obiectiv de suflet.
încă din primul mandat ne-am îndreptat foarte mult atenția asupra acestui obiectiv. Vă aduceți bine aminte, am demarat două proiecte de suflet la acea vreme, în perioada 2013-2014, cu sprijinul nemijlocit al domnului președinte Dragoș Benea, un om de mare cuvânt. Pot spune că este, din experiența mea politică, cel mai important om politic care și-a ținut cuvântul față de comunitatea noastră și am putut duce la un sfârșit acele obiective. Acum, urmașii domnului președinte, văd că îi moștenesc unele practici și își respectă cuvântul și își îndreaptă atenția asupra comunității noastre. Așa cum spuneam, profit de această ocazie să anunț și un viitor parteneriat de o mare importanță pentru comunitatea noastră. Este vorba de pasajul de la calea ferată ieșirea spre Bacău, un proiect pe care îl vom realiza, îl rog pe domnul președinte să confirme și să dezvolte, dacă poate, acest lucru. Este vorba de acel pasaj de o mare importanță și în contextul în care într-un viitor, sper eu, apropiat, va trece și autostrada 13 în zona Oneștiului. Va fi o bună legătură și de foarte mare importanță. Despre ambulanță, îi las pe colegi, știți bine, ambulanța a fost finanțată 95% de Consiliul Județean. Nu pot decât să mulțumesc încă o dată pentru implicarea în acest proiect și restul proiectelor bune pentru Onești. Lucrările de reabilitare au fost finanțate 95% de către Consiliul Județean Bacău, Consiliul Local Onești având o contribuție de 5%. Proiectul are o valoare totală de 1.750.000 de lei și cel mai târziu la începutul lunii martie, personalul de la ambulanță va putea beneficia de această casă nouă. 100 de mame vulnerabile din județul Bacău pot beneficia de cutia bebelușului, de cursuri gratuite de alăptare și puericultură în cadrul proiectului Cutia de Bine, derulat de Asociația SAMAS și finanțat prin programul În Stare de Bine și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Peste 30 de cadre medicale de pe Valea Trotușului, asistente și moașe, asistenți medical, comunitar, medici de familie, vor putea participa la cursuri de formare de puericultură și alăptare pentru a oferi mamelor servicii de sănătate maternă. La final se vor organiza cursurile Școala Mamei în incinta maternităților Onești și Moinești, precum și o sesiune de tip porți deschise. Cursurile de la Școala Mamei vor fi gratuite pentru participanți, gravide și părinți începători care vor putea beneficia de informații despre alăptare, dar și despre îngrijirea bebelușului. Cutia de Bine ajunge la familii ca urmare a coagulării eforturilor cadrelor medicale din spitale, medicilor de familie și ale asistenților medical-comunitari. 100 de beneficiare ale cutiei de bine care au dată probabilă a nașterii până la 14 februarie 2022 pot beneficia de aceasta. Se încadrează mame vulnerabile provenind din familii unde venitul mediu pe membru de familie este sub 500 de lei, victime ale violenței în familie, mame tinere sub 18 ani, femei din case de protecție, centre de îngrijire a copilului, femei în situații de risc discriminate etnic sau disponibilizate. Sâmbătă 12 februarie, într-o frumoasă și blândă zi de primăvară, la cimitirul eroilor din comuna Mănăstirea Cașin, a avut loc un eveniment așteptat cu bucurie de către mănăstireni. Este vorba de înființarea subfilialei a Asociației Județene Cultul Eroilor Regina Maria Bacău. Cu toate că locuitorii comunei Mănăstirea Cașin știu că în cimitirul eroilor își duc somnul de veci peste 18.000 de eroi, o parte în cimitirul din centrul localității și mulți alții pe dealurile din vecinătate, fără o cruce la căpătâi, cei care nu au suficiente informații și date istorice nu cunosc acest lucru. Înființarea unei subfiliale a Asociației Județene Cultul Eroilor Regina Maria, într-o localitate în care tinerele sale vlăstare, dar și ale României de atunci, au plătit cu prețul vieții apărarea liniei frontului pe Mărăști, Mărășești, Mănăstirea Cașin, Cașin și Oituz, au fost localitățile de atunci și de azi care au spus pe aici nu se trece și care au făcut posibilă salvarea ființei naționale. Într-o atmosferă de patriotism local, dar și național, în deschiderea evenimentului, tinerii mugurașei Mănăstirii Cașin, împreună cu oficialitățile locale, au pornit în alai către
cimitirul eroilor. Au fost momente emoționante pentru toți cei prezenți. Bucuria acestui moment nu a putut fi umbrită nici măcar de faptul că niciun reprezentant al Asociației Județene Culturi Eroilor Regina Maria nu a fost prezent la deschiderea subfilialei. Au participat primarul Adriana Enache, viceprimarul Gelu Nicolae Zgăvârdici, consilieri locali, angajați ai primăriei, numeroase cadre didactice, tinerii din ansamblul Mugura și Mână Sireni, împreună cu profesori îndrumători, dar și cu reprezentanții ai protopopiatului Onești și nu numai. Este vorba de preot protoereu Ioan Bârgăoanu, preotul Dan Miloiu, preotul Ioan Căciulă și preotul Andrei Turcu. În cadrul alocuțiunii sale, primarul comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache, a dat asigurări tuturor celor prezenți că va fi alături de toate activitățile subfilialei, iar dacă îi se va cere, se va alătura în organizarea evenimentelor viitoare. De altfel, în cadrul ședinței de Consiliu Local, edilul șef Adriana Enache a supus atenției aleșilor locali un proiect de hotărâre prin care să se acorde cu titlu gratuit un spațiu acestei subfiliale. Detalii în minutele următoare. Doamna primar, iată un moment extrem de emoționant. Foarte mulți oameni au venit să asiste la nașterea practică a subfilialei Cultul Eroilor Regina Maria, o subfilială aici în Mănăstirea Cașin. Da, astăzi a fost o zi specială, o zi extraordinar de frumoasă pentru noi, mănăstirenii, care considerăm că această subfilială, Mănăstirea Cașin din Asociația Națională a Cultelor Eroilor, Regina Maria, este absolut necesară și consider că unde altundeva se poate înființa o subfilială decât la Mănăstirea Cașin, care este plină de istorie și care, din păcate, lipsește un pic din cartea de istorie. Noi, prin aceste evenimente pe care le vom organiza la nivelul comunei, consider că vom scoate în evidență atât frumusețea, cât și istoria locurilor noastre natale și în același timp vom promova zona. Zona care are atât de mult nevoie de a fi promovată, zona care, din punctul meu de vedere, ca mănăstirean, consider că este atât de frumoasă și merită văzută de foarte, foarte multă lume. Și așteptăm la evenimentele pe care le vom anunța de acum încolo, pentru că cu ajutorul celor de la subfiliala pe care va fi înființată astăzi, vom organiza mai multe evenimente care sunt convinsă că vor avea impact atât la nivel județean, cât de ce nu și la nivel național, pentru că vorbim de Asociația Națională a Cultelor Regina Maria. Și chiar sperăm ca într-un viitor apropiat să avem și casa regală la noi în comuna Mănăstirea Cașin, pentru că chiar considerăm că istoria trebuie spusă și de pe aceste meleaguri. Dacă ar fi să facem așa o scurtă trecere în revista evenimentelor importante din comuna Mănăstirea Cașin, vizita în repetate rânduri a Reginei Maria aici, pe aceste locuri, unde de altfel scrie aici la un moment dat pe o cruce ca și plâns văzând câte morminte sunt aici, câte cruci de mesteacăn, înseamnă practic o reparație prin înființarea acestei subfiliale. Așa este. Asta ne și dorim. Prin acest eveniment, prin această subfilială a cărui astăzi vom semna chiar un contract de dare în folosință gratuită acestei subfiliale. Deci autoritățile locale pun mare accent pe istoria locurilor și începând cu această subfilială considerăm că e un prim pas în a descoperi comuna noastră. Un moment aparte în cadrul evenimentului de astăzi a fost prezența tinerilor mănăstireni îmbrăcat în costumele militare de la acea vreme, din vremea când Regina Maria poposea pe aceste meleaguri, practic o aducere aminte a ceea ce am fost, a ceea ce suntem și de ce nu ceea ce trebuie să devenim. Da, și pe această cale mulțumesc domnului colonel în rezervă Cojocaru, care ne-a ajutat cu aceste uniforme în care copiii noștri arătau așa de frumoși. De unde v-a venit ideea acelui convoi, să zicem, de la primărie până la acest cimitir al eroilor din comuna Mănăstirea Cașin? A fost primit cu emoții și cu bucurie de oamenii care au ieșit la poartă să se vă vadă.
Da, sunt convinsă că mulți constatenți ai noștri au fost impresionați de copiii noștri și dumneavoastră, fiindcă veți face o emisiune pe postul nostru local, sunt convinsă că mulți care nu au fost prezenți la această paradă a costumelor, să zicem așa, vor fi impresionați prin imaginile pe care dumneavoastră le veți arăta lor azi. Noi vă mulțumim și vă felicităm pentru această inițiativă salutară, de altfel, o inițiativă frumoasă prin care vreți să puneți istoria acolo unde trebuie să fie, la loc de cinste în comuna Mănăstirea Cașin. Și eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi și sperăm că veți fi alături de noi în continuare să arătăm lumii frumusețea locurilor noastre. Un emoționant și vibrant mesaj patriotic l-a avut profesor doctor, general de 4 stele, Vasile Jenica Apostol, membru de onoare al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria. Din motive total independente de voința mea, cu regret vă pot anunța că nu pot răspunde invitației de a participa la festivitatea de înființare a subfilialei Cultul Eroilor la Mănăstirea Cașin. Invitația mă onorează, cu atât mai mult cu cât se înființează o astfel de asociație într-o localitate cu adânci rezonanțe istorice, insuficient cunoscute și promovate, după părerea mea, la nivel național și mai ales regional. Aș fi dorit cu ardoare să mă număr și eu printre membrii fondatori ai acestui proiect, care aparține unor inimoși patrioți locali pe care îi cunosc, îi admir și îi salut cu acest prilej. Vă salut pe toți cei dragi care participați acolo și vă asigur că mă voi implica în tot ceea ce veți solicita de la mine. Pentru început, voi dona asociației o carte pe care dumneavoastră, Părintele Protopop Ioan Bârgăoanu și prietenul meu Cătălin Dima, o aveți și care, printre alte articole, are unul cu descrieri detaliate cu privire la vizita Reginei Maria în 1920 în localitatea dumneavoastră și mai ales cu privire la participarea reginei împreună cu locuitorii din această zonă la slujba de înviere. Doresc să mai subliniez doar faptul că toți cei care sunteți acolo și ceilalți care participăm doar cu inima și sufletul nostru curat, trebuie să fim mândri de trecutul glorios al înaintașilor din această zonă și vreau să subliniez faptul că semnificația istorică este cu totul deosebită în această zonă, iar subfiliala Cultul Eroilor va avea foarte, foarte multe provocări pentru viitor. Sunt convins că vor fi aduse la un nivel intelectual și la o ținută intelectuală și patriotică deosebită. Aici eu am mai participat și la alte activități la Mănăstirea Cașin și pe lângă faptul că eroii din această comună se situează la loc de cinste în inimile actualelor generații și după cum bine am văzut pe frontispiciul monumentelor din centrul comunei sunt trecuți toți cei care, toți fiii comunei care au participat la războiul de independență, la cel de-al doilea război balcanic, la primul și la al doilea război mondial. Ceea ce este particular pentru această zonă și aici este un câmp larg de acțiune pentru membrii fundației, este faptul că trebuie să promoveze sacrificiul pe care în urmă cu 100 de ani, în cazul primului război mondial, l-au făcut locuitorii comune. Nici o localitate din România nu a fost atât de mult timp apropiată de armata română, așa cum a fost, cum au fost locuitorii din Mănăstirea Cașin. De ce fac aceste sublinieri? Pentru că și înainte, încă din timpul neutralității, armata română se pregătea și mai ales în această zonă pentru acțiunile militare care urmau să se desfășoare. Deci populația a fost martoră și pregătirii acțiunilor armate din 1914 până în 1916, după aceea în evenimentele dramatice din 1916 de sărbătorile de iarnă,
și în continuare în 1917. Vreau să subliniez că aici cetățenii trăitori în acele vremuri dormeau îmbrăcați cu bagajele făcute atât cât puteau lua din fugă și cu ochii spre linia frontului pentru a vedea dacă este cazul să-și părăsească locuințele și să fugă la adăposturi mai îndepărtate de linia frontului. Aici copiii nu-și făceau și în iarna anului 1916-17. Copiii au fost despărțiți, cei de vârstă școlară mai ales, despărțiți de părinți pentru că erau trimiși în satele care se situau mai departe de linia frontului, Brătila, Bârșănești, Valea Rea, cum era atunci, Berzunți, pentru a continua școala și a-i feri de loviturile aviației și artileriei inamice. Așa cum am mai spus-o, atunci când alte popoare din centrul și vestul Europei și de pe alte zone se bucurau de și admirau jocurile de artificii, locuitorii de acolo unde vă găsiți dumneavoastră astăzi asistau la dramaticul dans de foc al traiectoriilor aducătoare de moarte. Iată că sunt foarte multe motive pentru care această asociație, în primul rând, trebuie să se bucure de faptul că se înființează, să se bucure cei de acolo din zonă și să promoveze aceste valori spirituale și patriotice ale locuitorilor din zonă, pentru care am o profundă admirație. Aș avea o mențiune specială pentru reprezentanții administrației publice locale, care se implică într-o manieră exemplară în promovarea adevărului istoric, în promovarea tradițiilor și valorilor acestei zone și cred că atât ei sunt mândri de localitatea lor, cât și localitatea beneficiază de patriotismul care îi animă. Vă urez succes și pe viitor voi fi alături de dumneavoastră. Emoționat de înființarea subfilialei Asociației Cultul Eroilor Regina Maria Bacău, a fost și maiorul în rezervă Gicu Moraru, președintele subfilialei Mănăstirea Cașin. Detalii în minutele următoare. Începând cu partea de nord, partea superioară a Văii Trotușului, apoi a Monte Cașin, Munții Cașinului, zonă numită generic, adică începând din, și mă adresez localnicilor, Coarnele, Clăbuc, Zboina, Plaiul Fata Moarte, Măgura Cașin, tot acest areal a fost răvășit de orgia războiului. Din amintirile mele de copil, să știți că pe aceste locuri, în loc de povești cu feți frumoși, bătrânii noștri ne-au povestit despre, așa cum se spunea până în 90, primul război mondial. Tot ca o impresie personală, pentru că am copilărit în această comună, când plecam de la bunici, pe ulița dragă mie, cum, parafrazând, ulița copilăriei mele, ulița Sărățelului, când plecam spre părinți, cu pioșenie și timid, intram în acest cimitir, citeam pe cruci soldat, caporal, sergent, astfel că am spus odată, am învățat gradele militare de pe crucile eroilor. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 17 februarie, cerul se menține parțial noros, maxima zilei urcă până la valori de 14-15 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 4-5 grade Celsius. Vineri 16 februarie, cerul rămâne parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 9-10 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la -1-0 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.